ziua a doua. Vecina mea vorbește la telefon. Cine e, Dragoș? Da. Cuia? Eram în telefon cu Dragoș. Vorbeam, am zis hai să-l sun să vedem ce face acasă, dar n-am mai putut să vorbesc, că a venit. Ce faci de lume? A venit. M-a deranjat. Eu cu două tură cu nevasta pe apă, ne ducem să prindem pește. Hai, te pup! Mi-a spus să mă echipez de apă. Moare, mă bagă în apă, să not, mă aruncă în apă, mă las acolo. Nu știu ce-mi face. O sigărușă din partea mea. În clipa când am desfăcut pachetul de țigări, din pachet a sărit o lăcustă, cred că de 5 centimetri, verde. De ce să-ți fie frică? Că eu... A sărit direct spre ea. Deci mâine va trebui să fac eu ceva, Lunea Marin. Pentru că în fiecare dimineață sunt de trezirea cu câte o insectă, cu câte o... Și nu prea mai îmi convine. Am auzit țipete și am spus gata, acum mai bine să bată ușa. Neața! O, ia uite-l-ai, bă, Ioachim, ești gata, pregătit. Tot așa, să ții ceva de schimb. Am norocul că Melinda stă lângă mine și îi aud țipetele Melindei. Așa că îmi dau seama când vine, dar până ajung eu de la pat la ușă, începe. Bum, 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 bum. Hai odată, hai! Neața! Am scos așa un pic capul și zic, bună dimineața, ce faceți? Ne pregătim să plecăm. Vreau să vă îmbrăcați, cum știți voi, dar să vă luați schimburi la voi. Pentru că mergem pe apă, da? Da. Ok, stați să-mi termin sprâncenele. Ești gata? Trezirea a fost foarte lină, deși a fost pentru alții, cu țipete, cu sperieturi. Însă Nea Marina a venit, a făcut cioc-cioc și eu am deschis foarte relaxat pentru că eram gata deja. Să-ți iei încă un tricou la tine? Dacă e de te uzi, hai! Am respectat ora de trezire. N-avea ce să-mi fac, eram gata. După ce am dat deșteptarea la ai mei din locația unde sunt eu, am mers să dau deșteptarea și la slugile șefilor mari. Că am două slugi, șefii lor sunt la București. Unul filmează, unul nu știu dacă se recuperează, dar îi bârie la telefon. Până dimineața! Deja am intrat în sânge meu, corpul meu, s-a trezesc la 7 dimineața. Deci, treaz, ca să nu primesc bataie. De ce eu? Nu știu de ce primesc bataie de la domnul Nea Marin. Am obosit, ce pot să spun? Băi, de ce nu te-ai trezit? Eu dormeam și la un moment dat mă trezesc cu Nea Marin în camera, că tot mi-e deranja la urechi, nu știu ce mi face. Și a început, fără să-i fac nimic, să mă bat. Tu te trezești imediat dacă vrea eu. Dacă vrea eu, te trezești imediat. Și l-am zis, Nea Marin, lasă-mi, îmi dore capul, lasă-mi că mi-e dore capul. Am făcut o spriță seara, de aia. Da, bă, lasă-ne, după zi de muncă nu putem îmi spri și noi. Cu frate, normal trebuie să avem împreună și vorbim, ședințe. Ședințe, da, ședințe, da. Mă, uite cum m-a trezit după s**tă din Nea Marin. Am ajuns la restaurantul Castelului. Nea Marin a spus bună dimineața și... Ne-a spus că Sony a avut un accident, s-a lovit. Speră puțin acum. Acum un pic. Spre surprinderea tuturor, Sony a rămas un pic într-un ochi. Ți-e milă de el? Săracul de el. Da, ți-e milă de el? Da. Da? Da. Și a spart arcada. Mă interesează cum v-a plăcut ziua de ieri. Ce v-a plăcut cel mai tare? Vacile. Da? Da. Trufe m-au plăcut, da? Dar, sincer, iar te întreb, pentru că vreau să știu, ce căutam noi aici, în Bulgaria? Continuare, Rit. Încă nu le-am înțeles. Explicații, de ce am venit la aici? Păi am venit să aflăm de ce vin românii noștri aici, în vacanță și nu la noi. Ok.
El cred că este alimentat de șeful lui să mă întrebe de ce a venit în Bulgaria.